Eu vorbesc de spitale. Cum vă puteți explica aceste incendii în secțiile COVID? În ultimul an, 40% din activitatea spitalelor, din celelalte tipuri de activități, a fost diminuată. 40%. Bună ziua, doamna. Îmi permiteți mie... Să o luăm și eu, vorbeam și eu cu doamna. Nu interupeți, nu interupeți, pentru că sunt exceptată și pentru că nu cred în această nebunie. În primul rând este neconstitu... Nu, domnule, nu mă învățați pe mine drept. Este... Deci, dumneavoastră, în primul rând, vă rog frumos să nu mă întrebați. Nu vreau, dați-mi amendă. Am jucat tastament. Da. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor de astăzi. Bună seara, Răzvan Zamfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Nu ați urmărit o piesă de teatru, cum comentam noi înainte de a intra în direct, ați urmărit un reality show. Deci n-ați urmărit gaițele sau ceva, n-ați urmărit-o pe doamna Tamara Buciuceanu. Ați urmărit șoșoacele în direct, transmisie în direct pe pagina dânsei de Facebook. O doamnă care, în momentul de față, nu știu cum se raportează la puterile statului, dar vă spun că pentru cea de-a patra putere în stat, pentru presă, e o problemă. Riscă să-i... Dreptul la muncă, domne, pare încălcat de doamna Șoșoacă. Riscă să ia dreptul la muncă pentru că doamna Șoșoacă a năvălit în acel institut în postura de reporter. Deci ea a venit acolo pe întrebări, pe reporterie, ca să zic așa, după care s-a dus brusc în postura de parlamentar, deci doamnă senator, după care iar a trecut la reporter și uite așa făcea de nu mai știe exact cu cine să... Bipolaritate profesională, da, mai rar întâlnită ca la doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă, care, cer scuze pentru cacofonie, dar n-ai cum să o eviți oricâtă limbă română ai cunoaște. Ați văzut, se preschimbă așa din jurnalist, în senator, în inchizitor, în justițiar, în portar, în bodyguard? Ce vreți dumneavoastră? Ce ați avea nevoie în momentul de față? Și, bineînțeles, minunatele numere de clovnerie prezentate pe pagina de Facebook. Care fac deliciu publicului. Și așa, dar s-a consacrat. S-a consacrat, Răzvan, dar vreau să te întreb dacă doamna Beatrice Mană s-a consacrat ca medic pneumolog sau ca medic psihiatru. Pentru că am văzut un moment de psihiatrie acolo, ca ton, ca fel de a vorbi. Am văzut asta. Nu știu dacă ați mai avut și dumneavoastră senzația pe care am avut-o și eu, că nu mi-e părea un medic psihiatru care stă de vorbă. Ați văzut că avea o tonalitate joasă, mergem acolo, intrăm frumos. Da, doamnă, important este să vă liniștiți. Nu! Dumneavoastră aveți control. Ce s-a întâmplat aici? Au murit oameni, vreți să mușamariza? Calma, vă rog să vă liniștiți, calma, mergem împreună, liniștiți. O să vedeți că n-a murit nimeni, nu s-a întâmplat nimeni absolut nimic. Nu vrea să vă facă rău. Nu. Nimeni nu vrea să vă otrăvească. Liniștiți-vă. Da. Nu există aceste personaje. Știu, par reale. A spus bodyguard-ii să mă omoare? Ați vrut să mă omoare bodyguard-ii? Nimeni nu vrea să vă omoare, doamna Șoșoacă. Nu sunteți în pericol. Sunteți liniștiți. Cum vă puteți calma? Și în acea situație absolut psihiatrică, așa mi s-a părut, o situație absolut psihiatrică... Să nu diagnostică. Nu, o situație nu, incertă din punct de vedere... Asta e tonul medicului psihiatru. Așa vorbește cum vorbește doamna Beatrice Mare sau cum a vorbit aseară, cel puțin. Băi, părea un medic psihiatru. Hai încercând. Că nu ce pune acolo, ai un psihoterapeut. Mă, părea genul ăsta, putea să mai tragă și o canapea acolo și aia era... Așa mi s-a părut scena. Cred că sunt psihologi. Mă rog. Ai mai coborât puțin. Eu zic că... problema medicală, te-ai dus într-o problemă... Eu zic că și psihiatrul are o canapea acolo, nu știi când e nevoie de așa ceva. Bun, dar ce vreau să adaug la toată chestiunea, apare domnul Claudiu Pândaru. Am văzut. În mijlocul acestei acțiuni tensionate se iscă domnul Claudiu Pândaru. Nu există un om mai incompatibil cu doamna Șoșoacă decât domnul Pândaru. Bine, ăsta e un compliment pe care îl faci domnului Pândaru, să-l trateze ca atare. Primul și ultimul compliment pe care îl fac domnului Pândaru. Deci el este genul care vorbește în șoaptă, are o vorbire foarte șoptită, senzația e că doarme permanent cineva și nu mă gândesc la domnul Ciucu aici. Pare că tot timpul în studio, când vorbește domnul Pândaru, doarme cineva și se încearcă, domnule, hai să facem emisiunea, dar e obosit. Și o prezență atât de civilizată, de modestie, îl face și pe Dacian Cioloș să pară un obraznic, un arogant obraznic. Știi că are tonalitatea asta. Și am văzut aseară, un Claudiu Pândaru răbufnind. Da. Bine, răbufnind, el răbufnind, e cum suntem noi când dormim. Că n-am putea spune că suntem calmi. În ce calitate sunteți aici? Doamne, în ce calitate sunteți? Să-mi spuneți. Fac meseria. Vreau dacă să... Lăsați-mă, domnule, în pace, nu vedeți că pun niște întrebări? Mă, dacă ne permite să pune că nu vă permit nimic, lăsați-mă în pace. Doamne, vă rog, este inadmisibil ceea ce faceți dumneavoastră aici. Domnul Pândaru, nu așa se cu Șoșoacă, nu merge așa cu Șoșoacă. Deci nu cu... E trei reporteri, cum sunt reporterii de război, să existe reporteri de Șoșoacă. Deci corespondent special pe Șoșoacă, să spună ăla, am făcut Irakul, am făcut Afganistan, băi, a fost acreditat pe AUR, la Șoșoacă, și după aia pe grupul independenților lui Șoșoacă. Înțelegi? S-a făcut când te duci,
Când te duci pe teren și te întâlnești cu șușoacă, trebuie să ai lanț de ăla ca soldații americani să te recunoască ulterior în caz de Doamne ferește. Să povestească ăștia reporterii care în momentul de față fac terenul când este doamna șușoacă la fața locului și o să spună, bă, pe vremea mea, peste vreo 20 de ani, pe vremea mea, dacă o mai țineți minte, era șușoacă. Și reușeam să punem întrebări peste ea, deci era acolo, răgnea, și noi reușeam de bine de rău să ne strecurăm și noi cu o întrebare. Deci pare așa o abilitate și pe care... teatru de operațiuni militare. Nu știu. Deci riscul e mult mai mare la un interviu lângă șoșoacă. Să-ți practici meseria în condiții vătămătoare. Domne, dar unde lucrați, domne? În mina de uraniu, nu, domne, lângă șoșoacă. Trebuie sport. Și doamna... Aici e nevoie de sport. Aici n-ai ce să faci. Aici e vorba de sport. Și de mult sport, că ai văzut că ea te și îmbrâncește. Adică trebuie să dai și probă fizică. Nu te duci tu cu microfon, abia îl tărăși după tine, doamna șoșoacă, dacă puteți. Țin microfonul cu două mâini. Dar înainte să pe fondul problemei, vreau să pun această întrebare. Dacă doamna șoșoacă se decide că e important pentru români să intre aici în emisiune dânsa, acum, în momentul de față, să intre pentru că este parlamentar, are o legitimație, duce la poartă, intră senator al României. Dați-vă la o parte, apar bodyguards-ii de aici de la B1 TV, se pun în fața doamnei. Vă rog, nu puneți mâna pe mine, sunt senator. Asta este ultraj. Luați mâna de pe mine și vrea să intre aici pentru că este senator al României. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce facem în situația respectivă? O să... Bine, sigur, poate să vină. Dar poate pune rezistență, domnul Buzeanu, că n-avem ce face. Răzvan, dar vezi că noi avem voci destul de ridicate, putem să acoperim problema. Bine, n-aș vrea să duc discuția într-o altă zonă, dar pentru senator poartă ghinion studio ăsta, că a mai fost un senator aici care... fost ușor îmbrăcit. Nu, aici este o zonă extrem de cotonentă, acest senator de la Băunță. Dar aș vrea să mai adaug, Răzvan, pentru că are această argumentație ca prezență și vine și ne spune în felul următor, noi sunt senator, vreau să pun întrebări. Și eu vă întreb, dacă aseară, în timpul acelui incident, cei 500 de parlamentari ai României s-ar fi decis că și ei vor să vină să pună niște întrebări acolo la Marius Năsta. Ce s-ar fi întâmplat dacă toți vor să se folosească de această postură de parlamentar, care e o chestie mai degrabă rușinoasă? I-a văzut că se laudă că e senator. Eu sunt senator al României. Băi, e jenant că ești senator. Deci în momentul ăla nu e o laudă, bă, că ești senator al României. Nu e o perioadă în care să te poți lăuda cu postura de senator. Deci, nu știu dacă a fost luat. Domnul Buzeanu, în primul rând, în timp ce vorbeam, mă gândeam că eu am situația aici extrem de riscată și cum e mașină scaunul mortului. Tu ești aici la geam? Sunt aici exact la geam. La nu geam. Știi pe doamna șoșoacă, poate nu forțează ambele uși. Da. Dar pe aici, pe geam, poți să-ți arunce cu o piatră. Asta e, ne asumăm aceste riscuri direct pentru dumneavoastră. Vă spunem în felul următor, că o să vă explicăm de ce doamna șoșoacă o fi dânsa avocat, așa pretinde. Dar nu e unul pe care noi l-am angajat. O să vă citim din statutul deputaților și senatorilor. Domnul Buzeanu, care e ultima dumneavoastră lectură? Importantă întrebare. Te las să te gândești. Da. Ultima mea lectură, recitită, bine, la 5-a, 6-a lectură, legea care stabilește statutul deputaților și senatorilor. Am citit-o de câteva ori, să mă documentez. Și am descoperit că doamna senator Șoșoacă aberează. Însă aberează. Problema e că nici nu cunoaște cineva legea în jurul ei ca să o poată pune în aplicare. Dânsa spune, sunt senator al României și pot să intru oriunde. Poți intri absolut nicăieri ca senator al României. Ca senator al României nu poți intra peste un profesor care, mă rog, acum că e și școala reală, ține niște ore. Nu poți intra, de exemplu, într-un studio de televiziune, fie el al televiziunii publice. Nu poți intra peste un chirurg în sala de operație. Nu poți intra nici în spital chiar așa de capul tău, indiferent cât de senator ești tu. Nu poți intra peste un ministru, și aici am să-ți dau un exemplu, ai spus că sunt câteva sute de parlamentari. Dacă fiecare senator al României va vrea să vorbească 2 ore pe zi cu un ministru. Ministrul ăla ce va face? Își mai desfășura activitatea sau nu? Tu ai remarcat că astăzi doamna Șoșoacă a avut această activitate de divertisment, practic, mergând să vorbească cu miniștrii. Da, dacă nu schimbă ăștia conducerea TVR, ea va realiza revelionul la anul. Eu te întreb, Răzvan, ce logică are prezența ei în discuția cu ministrul? Adică ea, ai senzația că rezolvă problema celor din mine, despre care o să vorbim și o să intrăm pe fondul discuției cu niște detalii extraordinare de la ora 19. Ce poate să... Ia să-ți faci un pic de spectacol pe Facebook, asta e sensul. Mă, dar țara asta pare că totuși are altă treabă, nu? Adică decât producerea de spectacol. Pare că are alt drum cumva. Haideți să vă citesc articolul 34, care reglementează principalele drepturi politice ale deputaților și senatorilor, precum și obligațiile corelative acestora, da? Din lege. Dreptul la inițiativă legislativă. Nu e cazul. Dreptul de a iniția și a susține moțiuni simple sau de cenzură. Dreptul de a iniția și a susține hotărârea ale Camerei în orice problemă de competență a acesteia. Dreptul de a face declarații politice, de a pune întrebări, de a face interpelări și alte asemenea
intervenții, dreptul de a cere întrunirea în sesiune extraordinară a camerelor sau a structurilor, dreptul de a sesiza CCR, dreptul de a cere suspendarea din funcție sau punerea sub acuzare a președintelui României în condițiile legii, dreptul de a cere punerea sub urmărire penală a membrilor guvernului în condițiile, dreptul de control parlamentar sub toate formele de exercitare acestuia în reglementarea prevăzută de lege și regulamentele parlamentare. Deci așa cum îți permite legea și regulamentele parlamentare. Dreptul la cuvânt, dreptul de exprimare și dreptul de vot. Deci doamna Șoșoacă a citit acest punct I al articolului 34, dreptul de control parlamentar, da. Și a înțeles că ea, în baza unui control parlamentar, poate descinde oriunde. Nu, asta nu este adevărat. Procedura controlului parlamentar este cu totul alta, doamna Șoșoacă. Este cu totul și cu așa totul cum alta. Dumneavoastră susțineați într-un platou de televiziune, acum vorbesc ca și când s-a uitat la noi, dar îți dai seama că nu e genul de televiziune. Te rog. Așa cum doamna, să vorbesc, să depersonalizez, așa cum doamna Șoșoacă susținea la Antena 3 faptul că Arafat are dosar penal pentru că i-a făcut ea plângere penală, deci ea nu înțelegea exact mecanismele astea, din postura de avocat nu înțelegea, asta era ridicolul situației, așa nu înțelege nici mecanismele pe care le invocă Răzvan acum. Mai mult decât atât, există o serie de obligații pe care trebuie să le respecte parlamentarii, există un cod de conduită, există interdicția de a calomnia, există interdicția de a te manifesta agresiv, ostentativ. Deci nu intră sub spectrul declarațiilor politice. Nu intră, domne, sub... Deci, astea sunt declarații politice pe care le fac. Nu intră sub această egidă. Și există o serie de obligații pe care noi considerăm că doamna Șoșoacă nu le respectă. Motiv pentru care ne-am gândit să ne adresăm forurilor competente, știi? Dacă încalci statutul, da, poți fi sancționat. Și în Parlamentul României, în ambele camere, funcționează o comisie care se numește Comisia Juridică de Disciplină și Imunități. Deci această comisie juridică e foarte importantă în arhitectura parlamentară, pentru că în momentul în care ai un derapaj parlamentar, Comisia asta juridică de disciplină și imunități ar trebui să reacționeze. Astăzi, președintele Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități din Senatul României... Doamna Iulia Scântei, dacă vă spune ceva... Doamna Iulia Scântei, dacă ați auzit de dânsa, dacă nu googliți-o, că o să descoperiți multe despre doamna dânsa, a fost rugată, în mod insistent, să intervină telefonic în această emisiune. Da? Că am văzut că liberalii se supără dacă sunați în direct, ora e târzie, îi mai prins moțăit, vor reveni la domnul Ciucu în cele ce urmează. Și am spus, dom'le, ne-am gândit că sunt două variante. Fie va accepta să comenteze și ne va explica ce anume poate întreprinde o comisie senatorială juridică și de disciplină potriva doamnei Șoșoacă, ne-ar putea explica de ce nu are nimeni niciun fel de reacție și femeia aceasta pare absolut scăpată de sub orice control, control parlamentar, desigur, fie va refuza să dialogueze cu noi și ne va demonstra de ce sunt atât de importante pentru dumneavoastră apelurile noastre făcute în direct. Pentru că atunci când rogi un politician aflat într-o situație neplăcută pentru cariera sa, neplăcută pentru imaginea sa, transmite mesajul pe care doamna Scândei l-a dat astăzi. Nu vreau să comentez nimic pe acest subiect. Nu. Fost rugată insistent în câteva rânduri să intervină pentru a ne explica de ce doamna Șoșoacă, în momentul de față, pare un fel de jupân pe moșia patriei. Un fel de stăpân. Dă-te, domne, la o parte, sunt în control. Nu mișcă nimeni Parlamentul României. Cu această unică argumentație sunt senator al României. Ca și cum dacă ești senator al României, ai multe drepturi în plus față de cetățenii care nu sunt senatori ai României. Sigur că da. Și să discutăm despre dreptul unui senator sau unui deputat de a intra în control de ăsta spontan peste un ministru, peste un spital, peste absolut oricine. Nu vrea să vorbească. Da, mâine Răzvan poate vrea să intre în control și la meciurile de fotbal, la jocurile de tenis poate vrea să intre, dacă o să mai ține aici la noi, dacă vom mai avea vreun turneu de tenis. Poate vrea să... Eu sunt în control! Poate scoate... Vreau ca, cu această legitimație de senator... Nu, e o chestie logică ce vă spun. Eu vreau aici să intru la turneul de tenis cu această legitimație. Păi de asta n-aveți bilet? Nu! Eu vreau să intru pe teren la acest meci de fotbal! Eu vreau să intru să văd ce se întâmplă, vreau să vorbesc cu jucătorii. Vreau să arbitrez acest meci de fotbal, eu. Vreau să vorbesc cu jucătorii pentru că mi se pare că e ceva în regulă. Vreau să-l vindem pe fundaș în baza mandatului de parlamentar ales de către popor român, schimbăm fundașul, schimbăm antrenorul. Eu vă spun că am ajuns într-o stare de nebunie a minții cu această țară. Din perspectiva logicii, nu mai ne întoarcem. Deci suntem pe un drum de nu ne mai întoarcem. Și citesc, doamne Iuliana Scântei, articolul din statutul deputaților și senatorilor pe care am fi dorit să-l discutăm, dar vă dați seama, dânsa are alte probleme, nu răspunde presii. Dacă o sură direct, era neprocedural și lipsit de bun simț să deranjezi Răzvan până pe... Bun, ce zice? Dacă îl rogi să intre, te refuză, dacă îl suni, se supără.
Articolul 14. Deputații și senatorii sunt obligați să respecte prevederile regulamentelor, să se supună normelor de conduită civilizată, de curtoazie. Curtoazie? Și chiar se merge către curtoazie. De curtoazie și de disciplină parlamentară, da. Și să nu aibă atitudini sau să folosească, să folosească expresii ori cuvinte injurioase, ofensatoare, discriminatorii sau calomnioase. Comisiile Camerei Deputaților și Senatului, care au în competență analiza problemelor de disciplină parlamentară, adică da. Doamna Scântei, pe care nu o deranjăm cu telefon, așa, că nu dorește, elaborează în ședință comună proiectul codului de conduită al deputaților și al senatorilor și înaintează biroul ori pe numai. Bun. Deci, era fix pe domeniul sau de activitate. Da. Nu vrea. De ce? Sunt două variante. Ori nu vrea să-i pună nimeni doamnei Șoșoacă piedică, pentru că e foarte, cum să spun eu, apreciată pentru activitatea sa și convine activitatea sa inclusiv unor structuri parlamentare. Fie pur și simplu sunt nesiguri pe meserie, fie pur și simplu nu interesează. Vă dați seama, mulți dintre noastre ați văzut descinderea doamnei Șoșoacă de aseară de la spitalul Marius Nast. Și probabil mulți v-ați întrebat, dar chiar nu-i spune nimeni de la obraz acestei doamne să nu căpușeze fiecare eveniment? Nu mai puteau colegii jurnaliști să adreseze o întrebare că monopolizase ea. Interveneai, spunea că agresezi un senator al României. O deranjeai cu o vorbă, spuneai că interzici libera exprimare a unui senator al României. Însă intangibilă. Nu știu dacă papa mai e infailibil, dar dânsa e intangibilă. E, acum eu vreau să vă remarc faptul că din postura de senator, de parlamentar, ai niște drepturi. Ai niște drepturi. Bă, dar ai și foarte multe îndatoriri. Uite, de exemplu, Răzvan a citit. Mult diferite de cele pe care le-am eu, să zicem. Adică în momentul când tu ești un demnitar, postura de demnitar nu te oferă posibilitatea de a te face de râs în mijlocul României fără să ți se întâmple nimic. Adică e un pic mai, e un pic chiar mai grav dacă un demnitar al țării face circul pe care l-am văzut aseară la nimic, pentru că era nimic. Se întâmplase un pic de fum. Absolut nimic. Și acum intrăm pe circul petrecut în, făcut de cei de la Zmur. Dar de fiecare dată când vă întrebați, domne, de ce își permite doamna Șoșoacă să facă absolut orice, da. Să știți că nu își permite, ci îi se permite. Îi nu se vor permite. Distinși parlamentari care ar avea obligația să reacționeze, da, de la Comisia de Disciplină, să comenteze. Deci nu vor să comenteze. Nu comentăm așa. Nu. Dacă vreți să mă sunați despre aceea, să vorbim despre măreția dreptului. Și despre textile, am văzut că dânsa e... Sigur, dânsa e pe pălării. Pălării, pălării. Bun, dar, da. Dar, ne întoarcem la ce s-a întâmplat aseară, pentru că doamna Șoșoacă a venit la ceva. Exact precum, nu știu, de exemplu. Nu. Exclus acest exemplu. Nu dau exemplu. Nu, acest exemplu îmi spui în pauză. Da, bun. Așa. Dar se vine la ceva, n-a venit pur și simplu. A văzut gălăgie și a venit. Am văzut lumină și am intrat. Nu știu, ceva de genul ăsta, da? Puteam să dau un exemplu mai drastic. Este venea la ceva, ceva nu era nimic. Pentru că ideea este că s-a strâns foarte multă presă, media, asta e situația, asta e meseria noastră. S-au strâns și foarte multe autoutilitare Smurd. Mă, da, s-au strâns și foarte multe autoritare pentru a constata că nu a ieșit nicio flacără. Și era un abur, sau un, nu era fum, era abur și nu era flacără deloc și așa mai departe. Deci nu s-a întâmplat absolut nimic. Știți expresia, nu iese fum fără foc? Păi n-a ieșit fum deloc. N-a ieșit fum deloc. Asta este chestia, ești un pic de abur. Și la un pic de abur au intervenit 8 autospeciale din subordinea domnului Raed Arafat. Haideți să vă arătăm ridicolul prin care s-a trecut. Asta a fost o situație, deci n-a fost o situație dramatică. Nu, n-a fost nicio situație. N-a fost o situație deloc. Hai să vedem. Că uite, ne spune un pompier de la Zmurt, vine el și ne spune un mai mare de la Zmurt și ne spune cum s-a intervenit acolo la nimic cu acela. Deci, practic, n-a ieșit nici măcar fuma, ești un pic Sunt de abur. Foarte bun pe intervenții la nimic. Cineva a văzut un pic de abur. Hai aburul a fost terpit. Și uite ce s-a întâmplat. Noi când am ajuns n-am găsit flacără, n-am găsit degajări de fum. Înăuntru, în habitaclu unde erau cei 7 pacienți, nu a pătruns nici aburul, nici fumul. Noi am desfăcut unitatea de climatizare, ne-am uitat, nu se văd cabluri arse, nu se văd probleme deosebite la instalația de ventilație. Nimic. Nu, trebuia, nimic grav. Nimic grav, dar trebuia să-l dăm și momentul în care prezenta maniera în care s-a intervenit. Și s-a intervenit în forță, domnul Buzeanu, cum se intervine. Au fost și două mașini de la descarcerare venite acolo. Să vedem unde iese aburul ăla nenorocit. Se simțea un miros fiind de, da. Am putea spune, fum, dar nu e sigur. Putea mirosi ușor, fie a plastic ars, fie o fi venit ceva de la vecin. S-a intervenit în forță. Oamenii ne spun, sigur. Da, vă pare rău acum când se intervine în forță? Nu, ne pare...
pare rău că se intervine în forță când nu e cazul și, de exemplu, în urmă cu câteva zile, la etajul 6 al unui bloc din Timișoara, o femeie n-a putut fi salvată. Pentru că, ce să vezi, acolo nu s-a mai intervenit prompt și în forță. Acolo s-a intervenit cu o autoscară defectă și după vreo jumătate de oră așa, 40 de minute, cu o autoscară funcțională, dar inutilă. Deja se produsese decesul. Răzvan, dar trebuie să privim și admirativ, să dăm și această stare admirativ de admirație. Spus lucrurile astea, domnul Buzianu, n-ați fost atent? S-a simțit admirația din tonul meu? S-a intervenit în forță, extrem de eficient, împotriva unui fir de abur. Nu, Răzvan, noi știm să intervenim foarte bine când nu se întâmplă nimic atunci, pentru că aș explica la un moment dat cineva, te-am auzit aseară la știri când a intervenit în direct și a adus aminte un moment important petrecut ulterior colectivului, când cineva a rezonat cu eveniment și a zis, domnule, noi nu suntem pregătiți să intervenim la astfel de eveniment. Corect. Nu uite, dar la astfel de evenimente suntem extrem de pregătiți. Asta sunt specialitatea acasă, s-ar putea interveni la nimicuri și în alte țări. Ar trebui decidenții, autoritățile din alte țări să spunem, nu suntem pregătiți pentru acest nimic, așteptăm sprijinul trupelor din România, intervențiile rapide din România, oameni care și-au format un renume în intervenția la nimic, pentru că imaginează-ți, ești la inspectoratul pentru situații de urgență din alte țări. Da. Ești obișnuit cu tragediile. Și la un moment dat nu se întâmplă nimic. Și trebuie să intervii. Și nu știi. Ești stângaci. Nu știi de unde să apuci nimicul. Nu știi cum să decizi la un nimic. Nu știi cum să vii în număr mare la un nimic. Nu știi cum să faci o conferință presă cu ministrul sănătății la un nimic. Nu știi cum să calmezi spiritele turaia de Arafalate. Lăsați-ne să ne ocupăm de acest nimic. Eu vreau să remarc altceva, Răzvan. Nu știi cum să faci performanță la nivel de smurt din nimic. Deci, practic, la nivel de smurdul la noi, la echivalentul de la ei. Da. Pentru că așa e ușor, ai văzut în țări, până alte țări, e un incendiu, o situație, pac, intervin, fac performanță. Da. Bă, dar noi reușim să facem performanță din nimic. Noi avem un nimic și intervenim, ați văzut, cu auto special, autoscări, cu descarcerare. Și s-a intervenit. Era ușor să ratezi acest moment. Era ușor să treacă această umbră, această amintire de abur neobservată. Era ușor tu, ca inspectorat pentru situații de urgență, să nu monopolizezi evenimentul, pentru că nu aveai ce face acolo. Era un pic de abur. Și cu toate acestea s-a putut. La 11 noaptea, la 12 noaptea, conferință presă, am oprit acest abur. Toată lumea este în siguranță. Aburul nu va mai face rău nimănui. Ai înțeles? Mă aștept pe aceeași logică. Dacă avem imagini, te rog, vă rog, regia. Mă aștept pe aceeași logică. Vorbim cu vorbim cu doamna Șoșoacă, vreau să dați imaginea aceea, o să vă explic de ce. Mă aștept în aceeași logică săptămâna aceasta, cel târziu săptămâna viitoare, să intervină autospecialele IGSU văzând o persoană care fumează pe stradă. Dom'le, ieșea în mod cert ceea ce a fost identificat ca fum. Avea acolo, era incandescentă, țigara era aprinsă, am intervenit, nu am venit cu autoscara, am venit cu descarcerarea, până am ajuns noi terminase țigara, dar trupele IGSU ale domnului Arafat și-au făcut datoria. Da. Vrei să-l vedem pe Vlad Voiculescu neapărat? Dacă l-am avea la îndemână pe domnul Voiculescu, dacă nu vă povestesc... Nu l-are nimeni la îndemână pe domnul Vlad Voiculescu, sper să nu-l aibă nici la mână. Nici la mână. Acum să luăm noi un pic la mână pe domnul Vlad Voiculescu, care domnul Vlad Voiculescu era și el prezent la fața locului. Normal. Domnule, când era ceva, a vrut să arate că stăpânește situația. E sub control. România o țară sub control. Nu aveți ce să ne reproșați. Ai văzut cum era prompt acolo. Nu știi de unde a apărut, pentru că totuși acel nimic. Stai seama, nimicul ăla a reunit ministrul sănătății, FACA, IGSU, atâta lume strânsă la un nimic. Până și Pândarul era acolo, Răzvan. De unde mă gândesc că totuși, cum a ajuns Pândarul acolo? Păi a venit, era la muncă. Presă, da? Bun, așa, bun. Dar domnul Voiculescu, în discuția cu Șoșoacă, dacă o putem da, nu știu dacă se vede în aceste imagini, dar sunt convins că va aduce... Șoșoacă se vede în orice imagine. Nu este imagini care să nu se vadă doamna Șoșoacă. Avea ochelari, a buris domnul era Voiculescu. Era un abur și pe lentilele domnului. Nu ar fi mirat pe nimeni dacă vedeți aceste imagini când se focusează pe fața domnului Voiculescu, așa, nu m-ar fi mirat să fi intervenit și la acest abur care s-a iscat pe ochelarii domnului Voiculescu, echipajele smurt ca să-și facă datoria, pentru că noi cu aburul nu glumim, atenție mare. Echipa de descarcerări i-a scos ochelarii de pe ochi, i-a șters, i-a pus la loc, nimeni nu a fost rănit în această intervenție rapid. Uite cum s-a întors și pleacă. S-a întors și pleacă, trebuie de ce a rămas să stai de vorbă cu Șoșoaca, dacă avea ceva să-i spună. Cred că de-aia s-a întors la un moment dat, ce fac eu aici, stau de vorbă cu Șoșoaca. Păi nu, dar eu n-am reușit să înțeleg care e logica.
logica opririi lui la Șoșoacă. De ce s-a oprit? Adică mă gândeam, avea ceva de primit. Îl încercuise doamna Șoșoacă. Avea niște informații de primit de la această doamnă. M-am gândit că poate vrea să-i zică ceva. A crezut că e o interpelare verbală. A crezut că îl interpelează acolo. Mami, mi se pare Șoșoacă mi se părea un, cum să zic, un incendiu mai mare decât problema cu avul. Adevărat. Incident aici a fost doamna Șoșoacă. Aici trebuie să se intervină. Cu ce s-a intervenit la doamna Șoșoacă? S-a intervenit cu un amărât de bodyguard care stă acolo. Sper că n-are nevoie de îngrijiri medicale după interacțiunea cu doamna Șoșoacă. Da. În schimb, pentru că ai menționat nenorocirea de la Constanța, unde, mă rog, ca intervenție, sigur, acolo s-a întâmplat ceva, nu e specialitatea noastră intervenția la ceva, nu intervenim la nimic. E, acum mergem către Constanța, unde au început să mai apară și rezultatele acelei anchete extrem de aspre, dar severe, pe care o practică corpul de control și toate controlele care s-au năvălit acolo. Dar hai să vedem care e concluzia, pentru că l-am auzit astăzi pe domnul ministru Bode. Așa, ministru de interne. Domnul chiar. Ministru de interne Bode, cum era acolo, a zis, domnule, se pensionează ofițerul care e de vină. Deci e un ofițer de vină, l-am identificat, îl știm, se pensionează. Cum s-a pensionat și șeful poliției din Caracal? Nu? Ceva de genul. Eu mă așteptam să se tensioneze, eu așa mă înțeleg. Se tensionează, da, normal, pentru că acum sunt pe el. Normal, o să vezi că o să... Nu, se pensionează, a zis. Se pensionează într-o pensie specială. Ia să vedem. Domnul Bode, ministru. Dar el nu l-a angajat nimeni ulterior? Sperăm. Sperăm că într-o primărie? Chiar nu le-a nimeni la primărie după aia? Fie se pensionează, se angajează mâine? Să nu fie nevoie de el la primăria sectorului 6. Un exemplu. Păi nu e că acolo nu e suficient să fii pensionar special. A, trebuie să mai fii încă ceva. Trebuie să mai fii încă ceva, vă dăm astăzi rețeta secretului. Nu mai durează mult. Nu mai durează mult. Hai să vedem. Câteva minuțele. Domnul Bode, explicându-vă ce se întâmplă. Hai să vedem, domnul Bode. Ce se întâmplă cu Constanța asta? Ia. Vorbesc despre o persoană cu responsabilități în ceea ce privește componenta logistică, și anume mă refer clar la scara respectivă, care era defectă de foarte mult timp. Cred cu tărie că astfel de derapaje, pentru că vorbim de un derapaj de la normele cu care ne-a obișnuit în marea majoritate a situațiilor colegii de la ISU, nu sunt permise și acolo au fost bâlbe și de la un capăt la altul, din momentul în care a fost anunțat 112 până la momentul intervenției, ați văzut ce s-a întâmplat și la locul incendiului. Deci toate aceste bâlbe vor fi cercetate și concluziile specialiștilor vor fi prezentate, evident, cu măsurile care se impun. Bineînțeles, dar știți de ce se întâmplă chestia asta? Că asta nu poate să spună domnul Bode, dar vă spunem noi că noi... Spune-mă câteva coțintire. Nu tolerează așa ceva, astfel de bâlbe nu sunt tolerate la nivel ministerial. Indiferent de interesele mari care sunt la mijloc pentru mușamalizare, nu va fi niciodată tolerată incompetența în cadrul acestui minister sau a altui minister sau a alte instituții. În țara asta nu se tolerează, dar românii tolerant... Dar până la un punct, oameni buni. Și punctul s-a atins. Se ridică țara. Mai era ceva. Se ridică... Explodează mămăliga. Așa că nu mai vine. Bun. Haideți să mergem, să ne întoarcem un pic la... Și nu le-a tolerat ce? Ce s-a întâmplat? Nu se tolerează. Concluzia raportului este că nu va fi tolerat așa ceva. Nu va fi tolerat și cu asta basta, am rezolvat problema. Decizie dură a ministerului. Dar nu tolera așa ceva. Dar domnul Cuscara, de exemplu, ofițerul care se pensionează, cu scara valorilor. Crezi tu că dacă îl sunăm acum și îl întrebăm, domnule, ce ați făcut, domnule, n-ați reparat scara aia, a fost nevoie de ea? 18 și 27 de minute. Credeți că îl trezim din somn și dacă nu trezim din somn, dar și dacă nu trezim din somn pe domnul ăsta, pompier sau ce, doamne, asta ce, ofițer. Așa, IGSU. El va spune că sunt interese mari la mijloc și de-aia este acuzat, pentru că deranjează ce face acolo. A deranjat mafia cui, mă? A piromanilor? Nu știu, Răzvan, dar el a deranjat acolo. Sigur că a deranjat, e normal că a deranjat. A murit un om din cauza deranjului creat acolo. Dar
Dar sunt interese mari la sunt mijloc. Sunt interese mari la mijloc, oameni buni. Și acum mergem la, ne întoarcem la, la Marius Nasa, la institut, acolo, unde funcționează un pompier. Băi, deci suntem ca într-un banc, nu știu. Despre care se zvonește că n-am mai ajuns la muncă de 6 luni, jumătate de an. Veți spune așa și? Păi și normal că au sărit să-l atace, pentru că a deranjat cu absența lui. A deranjat stahanoviște ăștia care doar muncau în cap. Da. Omul acesta care promova statul acasă, în pandemie. Da. Hashtag stau acasă. Omul acesta n-a venit la muncă să nu expună pe alții, să nu se expună pe sine. A stat cu mintea acasă. Și ce s-a întâmplat? A deranjat pentru că a stat acasă și mafia muncitorilor, mafia workaholicilor, mafia obsedaților de venit la muncă? Sigur că l-a atacat pe acest normal om. Normal că l-a atacat și acum ai scos vinovat. Și vrei să-ți mai spun ceva? Da. Sunt interese mari la mijloc. Ia să vedem. Există angajat un pompier la Marius Nasta, dar de mai bine de 6 luni este în concedii medicale, întrerupte cu concedii de odihnă. Da, este foarte greu să lucrezi într-o instituție publică în care personalul nu vrea să lucreze și aceste persoane sunt foarte greu de sancționat. Cu siguranță e nevoie de o reevaluare a legislației în acest sens. Managerul de la Marius Nasta a mai transmis că pacienții nu au simțit incidentul de duminică seara, unde a fost semnalată o degajare de fum la instalația exterioară de climatizare a unității mobile ATI. Angajații și colegii mei s-au comportat exemplar. La scurt timp după ce a fost anunțat apelul și în momentul în care am și sosit eu în institut, toți cei din pavilionul COVID s-au echipat și au intrat în zona roșie. Mahler a spus că cei care au sunat la 112 au văzut flacără și fum, dar că focul s-a stins repede de la sine. S-a stins foarte repede, nici măcar instinctorul din cadrul institutului nu a trebuit folosit. Din informațiile care le-am de la colegii care au văzut aceste flăcări, s-au stins repede de la sine. Colegii dumneavoastră nu au simțit nimic. Pacienții nu au simțit. Potrivit managerului, medicii de gardă au luat legătura cu familia fiecărui pacient. Da, trebuie să corectăm această informație livrată de doamna Beatrice Mahler. Nu a fost vorba de o degajare. Nu a fost vorba de o degajare. Extorsiunea unui degajament. E altceva. O construcție A fost o extorsiune a unui degajament, nu o degajare. Acum înțelegeți de ce a stat acasă pompierul 6 luni? În primul rând spune că a stat în concediu medical. Omule, dacă ești atât de bolnav, vezi că e la spital. Poate ar fi bine să mergi mai des. Și atât de bolnav de stai 6 luni acasă. E clar că nu ești pe tratamentul corespunzător. Nu, da, du-te la Marius Nasta, în primul rând. Pontezi și la locul de muncă. Și de ce oamenii să arunce o privire că sunt medici? I-au băgat ăștia în cap, mă, trebuie să stați departe de spitale. Știi campania? Stați departe de spitale. Acum e bine de stat departe de spitale. Și apoi omul oricum are dreptate. Ce să cauți la muncă dacă se stinge aburul de la sine? Tu l-ai văzut? A spus și s-a stins asin, nici n-am pus mâna pe extintor, doar m-am făcut așa spre extintor și focul s-a stins. Știe de frică focul. Uite extintorul, doar nu nu-l deschizi. Omul a spus să ții un pompier, de ce? Când focul se stinge de la sine. Bun, asta a fost. Reaprindem focul după o scurtă pauză. Reaprindem focul pasiunii administrative și o să vedeți la ce ne referim din sectorul 6 după o scurtă pauză de publicitate, pentru că s-au spus vorbe grele. Și a venit jignit, și să spunem și noi niște vorbe grele. Și am fost jigniți și e momentul să restabilim adevărul. Ne cerem scuze că la această oră de zi de noapte. Restabilim egalitate. Vedeți, domnul Ciucu, 2-0, cel mai periculos scor. Pauză și revenim cu niște dezvăluiri spectaculoase care justifică criza de personalitate până care a trecut primarul sectorului 6 vineri seară. Pauză și ne întoarcem. Da, ne-am întors în direct, o să schimbăm un pic tonul și tonalitatea și subiectul. Vorbim un pic mai încet. Sunt oameni care tonă. Că e obiceiul ăsta, dar eu mi-închipui că... Eu chiar m-am gândit, dom'le, cum s-ar fi uitat domnul primar al sectorului 6, domnul Ciucu, la ora 12 noapte, nu cred că îl prindeau vremurile treaz. Probabil că dormea, s-o odinea. De ce? De ce s-o odinea? Pentru că a muncit foarte mult, încă... Dar aseară, de exemplu, eu sunt convins că el dormea în timpul evenimentelor, dar dacă n-ar fi dormit, s-ar fi întrebat. De ce vorbește femeia asta atât de tare? Da. Nu știe că la ora asta se doarme? Se doarme. Și mă rog, având în vedere... doarme deja de 4-5 ore. Se doarme la orice oră. Da. Se doarme la orice oră, pentru că, sigur, noi am fost răutăcioși vineri și domnul Ciucu s-a supărat și a spus că am deranjat niște interese foarte mari și că mafia nu știu ce face. Dar adevărul e că eu mă simt vinovat și spun și de ce. Să suni omul la 6 seara, vinerea, să-i provoci tulburări de somn,
să o dea, Doamne ferește, în narcolepsie din cauza noastră, că nu mai are un ritm normal așa, aș vrea al somnului. Aș vrea să aduc aminte celor asta, care... Asta nu e justificată de niciun nu, fel de dezvăluire cu privire deci... la angajările dubioase din primăria sa. Nu se justifică. Nu se justifică, domnule. Indiferent ce fel de cumetrie ar fi acolo, indiferent ce scheme vom prezenta astăzi cu rețeaua extinsă a angajărilor din primăria sectorului 6, nu se justifică să trezești omul din somn la ora 6 seara, ora 18, primar de sector, când se știe. Cel mai odihnitor e somnul. Da, somn. Somnul după ora 3-4 după amiaza. Te curgi la prânz și te trezești a doua zi. Practic are câteva ore în care funcționează. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, aparatele, pentru aparatele. Cei care, și pentru posesorii de televizoare al negru, domnul Ciucu a produs o mică angajare destul de stranie la sectorul 6, în sensul în care avem de-a face cu un pensionar special angajat în primărie, în contextul în care PNL-ul ne explica prin vocea doamnei Turcan fix asta, că nu e în regulă acest lucru. Se pregătește interdicția cumului pensiei cu salariu. Cumului cu pensiei cu salariu. Nu e în regulă. Și noi le-am spus, eu m-am mirat când mi-a prezentat Răzvan știrea asta. Nu vă spun. Nu, și hai să sunăm pe domnul Ciucu. Sunăm așa în direct, cum să sunăm în reluare? Și l-a sunat și a fost foarte nervos. Trezit în somn, orice om când e trezit în somn un pic. Și ne-a spus că nu, el nu face angajări. În primul rând. El nu face angajări. Da. El o acuza pe Gabriela Firea exact de ceea ce a comis el acum. Da, și eu știu că domnul Ciucu nu mai face un lucru. Mai e un lucru pe care nu-l face domnul Ciucu și anume, nu este în favoarea acestor cumetrii. El nu e de acord cu cumetriile. Este împotriva cumetriei. Nu tolerează cumetriile. Prin noiembrie 2020, deci în urmă cu câteva luni, și rugămintea e să păstrezi vocea un pic mai jos. Da. Nu e scopul nostru să trezim oamenii din somn. Lăsați-i așa să doarmă. 3 ani și ceva de mandat se mai poate dormi. După aia s-ar putea să faci nopți albe. Dar asta e altă discuție. Dom'le, în noiembrie 2020, domnul Ciucu, într-un interviu fluviu pentru jurnaliștii de la Hot News, zicea așa apăsat că a găsit în primăria lui Mutu neamuri, cumetrii, familii întregi angajate. Era oripilat, vă spun. M-am și gândit, zic, dom'le, ăsta e împotriva familiei tradiționale, vrea să dezbine oameni, nu-i de acord. După care să aflăm noi o informație, să vă spunem dumneavoastră că nu o să mă duc cu ea în mormânt, vă spun la televizor să o știți, să-l sunăm pe domnul Ciucu și dânsul, după ce ne închide telefonul, pentru că e inadmisibil să nu fie anunțat în prealabil că va fi sunat, să aibă timp să-și pregătească niște explicații, așa, să intre pe Facebook și să spună că sunt interese mari la mijloc, că a deranjat mafia, că e un atac la comandă și toate altele aberații ale domnului Ciucu. Astăzi, pentru că domnul Ciucu a fost atât de deranjat de trezirea abruptă din somn de vineri, i-am rugat pe colegi să-l contracteze. Nu e mai greu, da. Dar să-l contacteze în vederea intervenției. Are contract, n-ai cu cine are contract? Cu primăria. Dar să vezi că ți-au contract sub el. Da? Cu primăria. Contract de muncă, normal. Da. L-am rugat să intervină, să vorbim ca oamenii pe trezie, la această oră pe trezie, să vorbim cu dânsul, anunțat fiind. Da. Ce să vedeți? Că nu de nebun sunăm noi în direct politicienii. Nu intră în direct. Nu răspunde la mesaje. Nu răspunde la invitații când e anunțat în timp. Doamna Scântei, puțin mai devreme. Nu răspunde la întrebări dacă e solicitată în prealabil. Cu politicianul român ajuns la putere, nu poți decât să descinzi telefonic. Ia să vedem. Ia să vedem noi ce l-a enervat pe domnul Ciucu atât de rău vineri, de a început să scrie toate aberațiile pe Facebook. O mică schemă acolo făcută. O schemă de personal, ca să o numesc ca atare. Totul a pornit de la informația pe care noi am obținut-o, că a fost angajat un pensionar special de Ministerul de Interne, un fost șefuleț de la Brigada Rutieră, ca director adjunct la primăria sectorului 6. Și noi, cunoscând, bineînțeles, poziționarea PNL față de cumul pensiei cu salariu, cunoscând supărările domnului Ciucu cu angajările pensionarilor mei în primăria doamnei Firea, ne-am gândit să-l deranjăm cu un apel, să spunem când s-a sucit, când s-a preschimbat în ceva ce nu era. Sunt convins că ar fi avut o explicație plauzibilă, tocmai de aceea să dăm această oportunitate domnului Ciucu de a explica faptul că, domnule, nu e așa cum ziceți voi, de fapt e nu știu cum. Nu avem această explicație, motiv pentru care vă dăm deranjul pe care l-am făcut. Haideți să vă arătăm de ce a reacționat atât de agresiv pe Facebook domnul Ciucu, pentru că nu e o simplă angajare. E nevoie de o schemă întreagă.
că dacă v-aș fi spus că persoana în cauză e tata socru în ghilimele al directorului de cabinet angajat în urma unui concurs organizat de mama viitorului său subaltern, n-ați fi înțeles nimic. Dar dacă vă spun că domnul Ciucu are un șef de cabinet în persoana domnului Alexandru Suciu, cunoscut penelist, și că domnul Alexandru Suciu are o frumoasă relație bazată pe dragoste, încredere și respect reciproc cu doamna Maria Tufan. Până aici nimic straniu. Și că doamna Maria Tufan are un părinte, domnul Marian Tufan, care, atenție, e persoana în cauză, personajul de la MEI pensionat și angajat ca director ajuns la poliția locală. Și că acesta a obținut funcția în urma unui concurs organizat de șefa resurselor umane, doamna Sabina Safta, mi-am și notat aici că sunt atâtea nume, care are și dânsa doi băieți, ambii angajați în primărie, doar unul ne interesează. Asta e normal, Răzvan. Care lucrează ghici unde? La poliția locală, unde urma să vină șef, domnul al cărui concurs l-a organizat dânsa. Dacă puteți să țineți ritmul. Sunt interese mari la mijloc, domnul Ciucu. Sunt interese mari la mijloc. Cam cât de mari sunt interesele la mijloc și cam cât de mari erau neamurile, clanurile și familioanele din primăria domnului Mutu, de această frumoasă schemuță nu vă deranjează pe dumneavoastră absolut deloc. Îți spune ce deranjează. A deranja mafia această prezentare a evenimentelor. Asta vrea mafia, mă, să dezbine familiile, să nu stea familia unită în primărie. Mafia nu suportă unitatea de familie. Celula de bază a societății. Mafia vrea ca un membru să lucreze aici și ăla să lucreze doamne altă, în altă parte. La privat? La privat, cine știe unde. Sunt interese mari la mijloc pentru angajarea foștilor pensionari de Ministerul de Interne la privat. Asta vrea mafia, să asta lucreze vrea mafia. La stat. Da. Bun, asta este schema de personal pe care am prezentat-o foarte pe scurt vineri și acum în detaliu pentru domnul Ciucă, să înțeleagă nemulțumirea. Eu sunt convins că n-a știut despre chestia asta. Sunt convins că nu i-a spus directorul de cabinet că are o frumoasă relație cu fica celui care este subiectul discuției și probabil nu știe domnul Ciucu nici că doamna Safta de la Resurse Umane are doi băieți în primărie și două onorori tot acolo. Sunt convins că astea sunt chestiuni care nu contează absolut deloc. Mi-aduc aminte de domnul Bădălău, care era ministru economiei, când i-am explicat noi în legătură cu fica domniei sale, care era angajată la stat tot așa, în tot felul de matrapazlucuri și el nu știa chestia asta. Nu știa. Probabil nici domnul Ciucu nu știa așa ceva. Domnule, de așa ceva, domnule. Dar dânsul va avea o scuză. Domne, nu știu. Nu știi ce se întâmpla mandatul? Nu știu, domnule, că eu dormeam. El dormea, domnule. Ciucu e... Și doarme mult. Deci ca să înțelegeți reacția nervoasă a domnului Ciucu, de asta s-a enervat el, ai înțeles? Spune-te și eu mai am o problemă cu domnul Ciucu și nu numai cu domnul Ciucu și cu domnii aceștia ajunși în funcție de conducere, așa, care brusc își schimbă opiniile și felul de a fi, practic de la o săptămână la alta, că până la urmă poți să zici că a intrat în mandat de câteva săptămâni, deci nu poți să zici, domnule, omul după un an de primărie deja a devenit alt om, altcineva, e altfel, nu mai poți. Nu, dimpotrivă, deci omul este de câteva săptămâni, când apare o știre negativă, imediat se pun în această argumentație, în spatele acestei argumentații. Domnule, sunt de câteva săptămâni, eu nu știu despre ce e vorba, habar n-am ce se întâmplă. Știe, domne. Dar uite că comportamental câteva săptămâni au fost suficiente să schimbe atitudini. Și la domnul Câțu am văzut o schimbare. Și la domnul cum îl cheamă? Care dintre ei? Acesta. Ciucu. Și la domnul Ciucu, Câțu și așa mai departe, la toți. Și ca să vedeți cam câtă schimbătorie domnul Ciucu, că v-am arătat de ce s-a enervat el atât de tare pe dezvăluirile de vineri și de ce are el senzația că a deranjat pe cineva. A deranjat oamenii de bun simț și a deranjat oamenii care îl țin minte așa cum era în campanie și îl văd cum e acum ca primar. Și ca să vedeți de ce am sesizat noi că domnul Ciucu nu mai e același domn Ciucu, s-a schimbat Ciucul. Cum era el așa alert pe Facebook la un moment dat, a publicat această imagine cu tot traficul. Tot în noiembrie de 2020, când făcea și interviurile, când dădea interviurile cu privire la rețeaua din primărie, a fost o lună ofertantă pentru domnul Ciucul. Când nu tolera, Răzvan, și te-aduc aminte momentul, și apropo de asta cu cumetrie, ți-aduc aminte că la un moment dat a remarcat o relație de cumetrie între doamna Gabriela Firea și domnul Burghiu. Pe domnul Burghiu vi l-am făcut mai cunoscut decât era aici în emisiune. Și nu era această cumetrie. Domnule, uite cum sunt puși ăștia unii. A venit el și a început aceeași chestie. Venea și spunea, știți că e finul doamnei Firea? Că dânsul a anunțat că e finul doamnei. Și noi am fost oripilați. Cum, domne, a luat un fost angajat mea, e finul său și l-a angajat la putea. Extraordinar. Și acum uite aici schemă de personal. Bun. Și acum hai să vedem o altă schemă pe care o face domnul Ciucu, să dăm o postare de pe Facebook cu domnii sale, fiind foarte activ acolo. Noiembrie 2020, deci pe Facebook este cel mai tare. Noiembrie 2020, păi era acum două luni, Răzvan. Sigur, de mult. Așa. În care dânsul, supărat că nu s-a lucrat suficient de bine în cadrul rețelei Metrorex, anunță că
Se circulă mult prea mult, nu această postare. Dar și asta e importantă. A, asta e postarea de noiembrie 2020, când spunea că nu e de acord cu, cu familii, cu relații deci, întregi de clan. Nu de aici ce. S-au mai schimbat câteva lucruri. Era în noiembrie 2020. Asta se întâmpla în noiembrie 2020. Între timp au mai trecut săptămâni în șir. Și s-a repoziționat, s-a reevaluat speța și s-a văzut că, domne, familia e celula de bază. Familia e familie. Nu dezbimă familia. Până la urmă, știi care e chestia, Răzvan? Hai să spun că e și o chestiune cumva ergonomică. Adică, dacă ai mai mulți din aceeași familie angajați în același loc, nu merg cu 4-5 mașini să-ți facă trafic în sec. Normal. Merg în aceeași mașină, se duc în, avem o mașină cu vreo 5-6 persoane. Și te înghesui acolo și mergi. Te înghesui acolo și mergi ca să nu faci trafic în sectorul 6. Despre asta e vorba, că nu are el interese. Cu eficientizarea traficului. Asta dar dânsul a mers chiar mai departe și a spus în felul următor. Pe pagina asta de Facebook. Da. Volumul de mașini este foarte mare, de aceea este totuși timpul să folosim alternativa pe care o avem. Metroul. Da. Și scrie. Gata! Uite, gata! Nu mai tolerăm. Gata! Eu am renunțat la mașină. Ne vedem la metro. Da. Și aș vrea să vedeți, dați postarea asta să se vadă că noi lucrăm exclusiv cu informații din surse publice în ceea ce îl privește pe domnul Ciucu, care dânsul teoria conspirației crede că dușmanii vor rău. Da. Nu, domnul Ciucu, lucrăm exclusiv cu ce ați publicat. Pozele pe care le-am arătat sunt de pe Facebook. Postarea asta este de pe Facebook. Asta e? Postarea, da, asta în josul paginii. Doi. E sublinia cu roșu. Totul e de pe Facebook. Lucrăm Facebook și YouTube. Da. Facebook și YouTube. Atât, domnul Ciucu. Cu materialul postat de dumneavoastră. Volumul de mașini, exact ce invocai tu. Volumul de mașini este foarte mare, de aceea acum ajunge cu metrou. Ia. Dă-i. Că parcăm? Am renunțat la mașină, ne vedem la metrou. Și chiar ne vedem la metrou, pentru că acum vă invit să dăm niște imagini cu domnul Ciucu fotografiat întâmplător de către... În campanie? Da, fotografiat întâmplător, că nu mergea cu fotograful după el. Când, domne, în campanie? Da. Ba da, mergea cu fotograful după el. Vreau să vedem pozele cu domnul Ciucu mergând într-adevăr în campanie cu mijloace de transport comun. Deci s-a ținut de cuvânt omul, a renunțat la mașină, a renunțat la metrou. Uite, așa e fi tentat să crezi, dar nu e așa. Haideți să vă arătăm cum a arătat domnul Ciucu în campanie. Ia uitați-l în campanie. Uite-l, mă. În campanie. Deci chiar mergea cu mijloace de transport. În campanie. Deci făcea campanie în mijloacele de transport. Ia uite-l în campanie. Aici iară e... În campanie e într-un metrou. Da. Și mai dați. În campanie, ia uite-l la metrou. Și vreau să-l vedeți ca primar. Și acum s-a... După ce a renunțat la mașină publică. Domnule, acum a devenit primar, tot la metrou o să-l vedeți și ca primar, pentru că nu s-a schimbat nimic până la urmă. Nu s-a schimbat ideea, nimic. Principiul e același, nu s-a schimbat nimic. Absolut nimic. Sau s-a schimbat ceva. Ia uitați-l cum îl ia de acasă mașina achiziționată de fostul primar al sectorului 6, dar care îi vine bine și domnul Mutu. Adică în mașina aia mergea domnul Mutu? Domnul Mutu achiziționează mașina asta pentru primarul sectorului 6. Aha. Și a venit Ciucu și a spus, nu, domne, eu merg cu metrou. Păi unde mergi, domne, cu metrou? Că asta e la suprafață. Dacă n-ai de gând să intri cu ea sub pământ, și mi-e greu să cred, ne-ai mințit în ultimul hal. Bun! Nu să lasă pe domnul Ciucu astăzi, bineînțeles, să intre să comenteze aceste aspecte. V-a spus înregistrarea aceasta cu mașina. Am găsit-o pe pagina, pe un site care citează YouTube-ul, o postare pe așa, celălalt de pe Facebook. Da? Deci Facebook și YouTube. Google-iți-l ca să vedeți și dumneavoastră dacă găsiți altfel de realități în cazul domnului Ciucu, care, atenție, astăzi n-a dorit să intervină. N-a dormit, ai zis? Ce? N-a dormit? N-a dorit. N-a dorit, dormit, cred. Bun, acestea fiind spuse, îl salutăm pe domnul Ciucu. Mă rog, reloare când se trezește. Pe această cale. Și să știți că reacționăm foarte rău la jigniri. Adică suntem în genul care... Și acuzații pe nedrept. Nu prea tolerează. Nimic când e vorba nu e de mai jigniri. Rău decât o acuzație pe nedrept. Bun. Domnul Ciucu, de asta noi întotdeauna le facem pe drept, cu dovezi, cu poze, cu tot ce vreți, cu scheme, cu relații, cu rubedenii, cu neamuri, cu clanuri, cu toate cele. Succes în carieră, domnul Ciucu. Și ne mutăm cu interesele mari la mijloc, ne mutăm în zona Lupeni, ne mutăm acolo la mine, unde e un scandal foarte mare, dar sunt și foarte multe lucruri pe care nu le știți de acolo, lucruri care vor da turnura evenimentului. Radu vrea să politizeze evenimentul, o să vedeți. Pauză și ne întoarcem. Bună România!